Întâlnirea dintre Șervan și Valentina mi s-a părut destul de interesantă. Discuțiile dintre ei au decurs destul de, de lejer, au fost destul de dezinvolți amândoi. Părea așa că se cam potrivesc în ceea ce privește modul în care interacționează cei doi. Însă, din câte ați văzut, Șervan este un... Bărbat destul de strict în ceea ce privește stilul de viață. Promovează un stil de viață sănătos, sportul, rețete de mâncare foarte sănătoasă. De asemenea, pe partea aceasta, în ceea ce privește ocupația Valentinei, nu cred că s-ar împăca, pentru că el, fără să știe cu ce se ocupă de fapt Valentina a spus că nu ar accepta o fată care face conținut pentru adulți, videochat și așa mai departe, în moment în care Valentina a ridicat din sprâncene evident. Însă, din câte am văzut, nu i-a spus prea multe despre ea în acest sens. Probabil urmează să afle în curând, însă dacă nu știe acest aspect am văzut că ar fi interesat sau pare interesat să o cunoască. Cu toate că el inițial a precizat că îi plac fetele blonde, în general cu ochii verzi. Oricum, mai multe fete păreau așa interesate de Șervan și au fost destul de impresionate de aspectul lui fizic. Nu știu cum s-ar împărca cu originea lui și cu religia, însă, din ce am înțeles, el a spus că ar fi dispus să schimbe acest lucru pentru persoana iubită, nu ar fi o problemă pentru el, pentru că oricum nu este un musulman practicant. E, asta rămâne de văzut, evident.